Incertitudinea cu privire la locul unde se va antrena Gloria pe durata refacerii gazonului din Crâng planează de mai mult timp. Inițial se credea că fotbaliștii clubului municipal vor folosi complexul Cornel Negoescu când lucrările de primenire a stadionului Gloria vor fi demarate. Numai că șefii celor două cluburi, Metalul și SCM, nu au ajuns deocamdată la o înțelegere, astfel că elevii lui Vasile Tudose vor fi nevoiți să se antreneze și să joace în altă parte. Aici cred că o să-l rog și pe domnul Gheorghiu să intervină puțin. Sunt ceva probleme. Sunt ceva probleme cu cei de la Metalul. Nu știu dacă o să ne mai dea voie. Sunt niște litigii, mă depășesc. Știu așa în mare. Nu sunt litigii. Dar avem... S-a discutat, dacă îmi dați voie. S-a discutat cu reprezentanții de la Metalul. Urmează acum să se decide, să vedem în ce măsură putem sau nu putem utiliza terenul. Deocamdată nu s-a stabilit, nu este nimic, ca să spun așa, iertați-mi exprimarea, bătut în cuie. George Timiș speră ca în cele din urmă cele două conduceri să ajungă la un consens. Altfel, Gloria nu ar avea unde să își dispute meciurile. Terenul de la ASA, pus la dispoziție clubului municipal, este folosit de grupele de copii. Iar cum complexul sportiv militar este în incinta unității, publicul nu ar avea acces la meciuri. Pentru că terenul de la Concas nu este finalizat, iar cel de la fabrica de lapte este impracticabil, Gloria ar fi nevoită să migreze pe un teren din județ. Am preferat copiii și juniorii, pentru că sunt mulți și e cam ocupată toată ziua. Că sunt copii care învață după amiaza și se pot antrena dimineața și invers. Programul chiar începe pe la 8 jumate. Vine căldura, crește ziua, nu poți să te antrenezi cu ei pe la ora prânzului. Trebuie să-i duci spre după amiază. Nu cred că noi mai avem loc. Eu m-aș bucura să aibă copii. Fiind copii, poți să împarți și terenul în trei. Se lucrează altfel. Cu noi e puțin mai complicat. Eu, repet, prefer. Sper să se rezolve problema cu Cornel Negoescu. Eu am discutat cu directorul Cătălin Cighir la LPS și are toată deschiderea. Deci ar fi și acolo o variantă, dar să nu uităm că acolo o să fie gazon natural. Cam greu de... Se reface terenul. Păi, cred că la lapte, dacă se face de exclusiv de atletism... Refacerea gazonului din Crâng va începe abia după ce municipalitatea va organiza o licitație.